început înregistrarea, este 29 aprilie și suntem prezenți la a treia sesiune a webinarilor împreună online, organizată de Centrul de IDEI, IFR și e-learning al Universității Politehnica din Timișoara, în colaborare cu IEEE România și Asociația IDEN. Subiectul de azi este unul fascinant și de actualitate în lumea educației online, încă de dinainte de izbucnirea pandemiei, ceea ce le-a oferit colegilor mele oportunitatea de a fi deja pregătite în domeniu și de a avea o serie de răspunsuri la întrebările pe care și le pun mulți în acest moment. Ce reprezintă resursele educaționale deschise? Ce reprezintă cursurile masive online, MOOCs? Cum putem să le accesăm, să le utilizăm, să le integrăm, oare în educația universitară sau în cea preuniversitară? În cadrul fiecărui webinar pe care noi îl organizăm, invităm profesioniști experimentați în domeniul învățării deschise, online și a e-learning-ului. Asta se întâmplă și azi, când avem trei invitate cu mare experiență în domeniul educației online, cărora le mulțumesc frumos pentru că au acceptat invitația noastră și pentru că au acceptat această provocare de a împărtăși cu voi toți din cunoștințele și experiențele lor. Profesor doctor inginer Carmen Holotescu, decan al Facultății de Inginerie și director al Centrului pentru Educație Deschise și Blockchain din cadrul Universității Ioan Slavici din Timișoara, are un doctorat pe tema noilor tehnologii și a educației deschise. A participat în multe proiecte europene și are o experiență bogată în proiectarea și implementarea de platforme de învățare și colaborative bazate pe pedagogii deschise. A scris peste 100 de articole și capitole de cărți legate de e-learning, blended learning, social media, resurse educaționale deschise și cursuri masive deschise online. Este instructor certificat al University of Maryland din USA și de 12 ani facilitează cursuri online în cadrul acestei universități. Mai departe, o voi lăsa pe ea să vă spună ce a pregătit pentru noi. Carmen, te rog. Mulțumesc, vă spun bună ziua și bun venit tuturor. Am văzut că suntem aici împreună, online, din toate colțurile țării, dar și din Moldova, dragi colaboratori cu care am lucrat în proiecte sau cu care ne știm din grupurile de pe Facebook sau din alte comunități de practică pe care le frecventăm. Deci eu fiind la început, voi face o introducere în domeniu și o să încerc să discut cu dumneavoastră despre ceea ce înseamnă, în primul rând, educație deschisă și apoi câțiva piloni pe care se bazează această educație. Educația deschisă este o prioritate în întreaga lume, și în Europa, și la noi în țară. Am citat aici definiția care a fost dată acum câțiva ani într-un proiect mare european, Open Edu, și anume educația deschisă este un mod de realizare a acesteia facilitat de tehnologii digitale care vizează extinderea accesului și participarea tuturor, făcând învățarea accesibilă și personalizată. Presupune adoptarea de decizii strategice, de pionierat, de diverse modalități de predare și învățare, construirea colaborativă a cunoștințelor, colaborări între persoane și instituții și o varietate de căi de acces la educația formală și non-formală și recunoașterea cunoștințelor dobândite pe aceste căi. Sunt lucruri pe care cred că le cunoașteți. Haideți să vedem unul din pilonii importanți pe care se bazează educația deschisă se referă la resursele educaționale deschise, de care auzim atât de mult, pe care le utilizăm atât de mult în zilele acestea, pe care le creăm. Ei, această noțiune de resurse educaționale deschise a apărut în anul 2002. Definiția a fost dată la un congres de la Paris al UNESCO. Și anume aceste resurse sunt materiale de învățare, predare și cercetare în orice format și tipuri, care se află în domeniul public sau sunt publicate sub licențe deschise, așa încât putem să le accesăm gratuit, să le reutilizăm, să le traducem, să le remixăm, să le adaptăm, să le redistribuim.
Ei, această conferință de la Paris a urmat unei mișcări de deschidere a conținutului pe care a făcut-o cu un an înainte, în 2001, Universitatea Massachusetts Institute of Technology, cea aflată în topul universităților din lume, și probabil adresa pe care o cunoașteți, opencourseware.mit.edu. Dacă apelăm la mașina de întoarcere în timp, arhiva internetului, putem să căutăm cum arăta acest site atunci în 2001, când cursurile, temele au fost făcute publice. Foarte multe universități din întreaga lume au venit și au aderat la această mișcare de deschidere a conținutului, așa încât s-a format un consorțiu al conținutului deschis. Ei, resursele educaționale deschise au granularități diferite. Pot să fie mici clipuri audio, video, animații, dar pot să meargă până la manuale, e-book-uri, programe de învățământ, teme, note de curs. Ele pot să stea în directoare specializate sau pot să fie distribuite pe rețelele sociale pe care le folosim cu toții.